You say that I'm psychotic, but then you like it like that. În videoclipul de astăzi vom vorbi despre oja semipermanentă și videoclipul acesta se adresează în mod special persoanelor care sunt la început, la fel cum sunt și eu, pentru că de foarte puțin timp mi-am cumpărat kit-ul și toate ustensilele de care am nevoie pentru a-mi aplica acasă oja semipermanentă și, bineînțeles, prin intermediul acestui videoclip vreau să vă arăt și voi exact ceea ce mi-am cumpărat eu. Am și folosit marea majoritate a produselor de una singură, așa că pot să vă zic cum mi s-au părut și o primă impresie. Asta este a doua oară când am ojă semipermanentă pe unghii. Prima dată am fost la o prietenă care și-a cumpărat ea toate cele necesare. Am fost să-mi pune ea ojă pe unghii și mi-a plăcut foarte, foarte mult, așa că am zis că vreau să-mi cumpăr și eu, vreau să învăț să-mi aplic singură oja semipermanentă, iar asta este a doua oară când mi-am aplicat și prima oară aplicat de mine. Am văzut că în ultima perioadă foarte multe fete au apelat la tehnica asta de a-și cumpăra toate cele necesare, nu doar pentru oja semi, cât și pentru aplicarea cu gel și multe își fac acasă singurele. Mie personal nu mi se pare foarte greu, bineînțeles că nu am absolut niciun curs în direcția asta, intenționez să fac în viitor un curs pentru că îmi place. Chiar îmi place toată treaba asta și mă așteptam să nu am răbdare, sincer, pentru că nu sunt deloc o persoană răbdătoare, dar am răbdare să-mi fac eu unghiile. Și după cum vă ziceam, aș vrea să fac și un curs, pentru că acolo, bineînțeles, înveți mai multe tehnici de aplicare și înveți cum să aplici corect. Eu tot ceea ce știu acum am văzut la prietena mea și mă uit pe YouTube mereu și mereu și mereu pentru a învăța lucruri noi, dar nu se compară cu a merge la un curs și, mă rog, acolo știți probabil fetele care ați făcut cursuri, cum ți se explică și este totul mult mai diferit. Asta fiind spus, zic să începem să vă arăt. Tot ce am eu aici nu este neapărat necesar să aveți și voi la început, dar știți cum este când începi o chestie nouă, un lucru nou, ești atras să cumperi cât mai multe. Bineînțeles că cel mai important lucru pentru a-ți aplica o ojă semipermanentă sau a face o construcție cu gel este lampă. Poate să fie lampă LED sau lampă UV. Eu mi-am cumpărat o lampă de la Miley Pro care arată în felul acesta. Am să vă las link-uri în descriere pentru toate produsele. În cazul în care vă interesează, să vedeți și numele lor, dar probabil, după cum știți, eu stau în UK, așa că în România nu știu dacă se vor găsi 100% sau cel puțin poate nu pe site-ul acela, dar veți vedea numele și detaliile despre produs. Lampa mea este o lampă LED, diferența între LED și lampă UV este timpul de așteptare. Pentru lampa LED, cum o am eu, am 15, 30 și 60 de secunde, iar la lampa UV timpul este până la 2 minute, timpul de așteptare. Acționează puțin mai greu. Eu am zis să-mi iau lampa aceasta pentru că a venit în kit. Eu am cumpărat toate produsele într-un kit, dar am să vi le arăt rând pe rând pentru că voi poate nu veți găsi kitul. Așadar, ăsta este lucrul cel mai important pe care trebuie să îl aveți în momentul în care vă apucați de aplicarea ojei semipermanente acasă. După care, indicat ar fi să aveți și o freză, dar nu numai. Aceasta pe care o am eu acum este o freză de la Oriflame pe baterii care a mers de câteva ori. Momentan nu mai merge, nu știu care este treaba cu ea. V-am arătat eu într-un unboxing, are așa câteva căpăcele, baterii și toate cele. Aștept încă freza ce mi-am cumpărat-o, dar nu a fost în stoc, așa că trebuie să mă aștept puțin după ea. Dar dacă nu știți cum să manevrați freza asta și toate cele, puteți să apelați la un buffer. Eu mi-am cumpărat un buffer de genul ăsta care are 6 fețe. Pe fiecare față scrie exact unde se aplică și pentru ce anume. Sper să pună și focus. Cred că vă arăt invers sau nu știu cum vine. Și puteți cumpăra tot felul de pile, buffer și lucruri de genul ăsta pe care le găsiți pe net. Următorul pas înainte de a începe să-ți aplici oja semipermanentă, trebuie să-ți pregătești unghiile. Pregătirea unghiilor constă în ridicarea cuticulei, tăierea ei în cazul în care vă doriți să vă și tăiați cuticulele și mătuirea unghiei. Eu am aici o forfecuță foarte, foarte obișnuită, pentru că eu obișnuiesc să-mi tai cuticulele, de obicei nu-mi place doar să le împing în sus, prefer să le și tai pentru că îmi cresc destul de mari și arată destul de nașpa.
După care, aici am o ustensilă care îmi place foarte mult și am cumpărat-o de aici din UK, din Tiki Max. Are două capete, capătul acesta de aici este pentru ridicarea cuticulei, iar capătul de aici, nu știu cât de bine se va vedea, vine așa și cu o lamă care nu este foarte, foarte tăioasă, dar taie destul de tare, cu care vă puteți tăia cuticulele. Eu am folosit-o la pedicură, pentru că astea mi-au fost și pedicură, bineînțeles, și funcționează de minune, îmi place foarte mult și mă bucur că am cumpărat-o, dar cel mai important este, cea mai importantă parte este partea aceasta cu care vă puteți ridica, cu care vă puteți împinge cuticulele, sau dacă nu aveți o ustensilă din aceasta din metal, vă puteți împinge cuticulele și cu ceva de genul ăsta care este din silicon. Și mai are aici un căpăcel tot pentru cuticule, un căpăcel, un capăt, care arată cam așa. Și cam asta este, în asta constă pregătirea unghiei, după care cu bufferul sau cu pila pilit suprafața unghiei, nu foarte mult, doar atât cât să ia luciul de pe unghie pentru a se prinde baza cât mai bine pe unghie și a rezista mai mult. După care, după ce am făcut treaba asta, urmează aplicarea bazei. Eu am aici tot de la Miley. V-am zis eu că am cumpărat în set. Am să vă arăt exact ce a venit în set. 4 oje semi, top coat-ul și base coat-ul. Și am să vă arăt prima dată base coat-ul. Ăsta este și pentru lampă LED și pentru lampă UV. Arată în felul ăsta, are 10 ml, a venit la kit, dar vă puteți cumpăra orice altă bază. Mie îmi place foarte mult baza asta, dar ce mă deranjează la toate produsele din zona asta, la bază, la top coat, la ojo, este pensula, pentru că este foarte lată. În momentul în care o pui pe unghie, se lățește destul de tare și îți atingi, poți să-ți atingi cuticula sau, mă rog, pielea din jurul unghiei. Și mi-am mai cumpărat și top coat-ul, de fapt a venit tot în în kit, care este tot pentru lampă LED și lampă UV, 10 ml și acesta se aplică la sfârșit pentru a da luciu unghiei. Dacă vă doriți să aveți o unghie mată la sfârșit, există top coat pe care scrie top coat no mate. Adică este unghia mată, eu deja l-am în coș, urmează să mi-l cumpăr, dar momentan l-am pe ăsta. Pasul următor după ce am pregătit unghia este să aplicăm base coat-ul. După ce am aplicat base coat-ul la o lampă din aceasta UV, nu, la o lampă LED, încerc scuze, eu folosesc 30 de secunde. La început foloseam 60 de secunde, la început pentru prima mână foloseam 60 de secunde pentru mâna stângă sau cu, nu mă știu, cu care am început eu, pentru că mă gândeam că nu o să aibă timp suficient. După ce scoateți mâna din lampă, veți vedea că unghia este lipicioasă dacă o atingeți, unghia, gelul sau, în fine, oja sau base coat-ul, ce v-a spus pe unghie, va fi lipicios, așa că eu am văzut și la prietena mea și am văzut și la unele persoane că după fiecare introducere în lampă, după ce a scos mâna din lampă, trebuie curățată unghia. Și eu am luat tot în kit cele două produse care arată cam așa, sunt două borcanașe de 250 de ml. Primul de aici este produsul cu care curățăm unghia după fiecare introducere în lampă. După ce am scos unghia din lampă, eu curăț după fiecare, pentru că mă gândesc că se mai pun probabil particule de praf sau ating cu unghia cine știe unde se pune vreo scamă, un firișor mic de păr, nu-l văd, și dacă rămâne pe unghie, probabil nu se mai sigilează atât de bine oja, așa că prefer să folosesc tot timpul. Și mai departe este aplicarea ojei, aplicarea culorii, și asta ar fi cam ultimul pas. Eu aici la aplicarea culorii am foarte multe oji. Am să vi le arăt prima dată cele 4 nuanțe ce le-am primit în set. Setul acesta vi-l voi linkui în cutiuța cu descriere dacă vreți să vă uitați. Și am primit, nu cred că e asta nuanța, asta este nuanța. Mi-am cumpărat eu două separat și am mai primit încă două. La setul lor, la kitul lor, am primit așa cele 4 nuanțe și am să vă arăt capetele, că mă gândesc că așa este cel mai bine să puteți vedea culorile. Sunt culorile, cred că ăștia sunt culorile clasice, care vin cam la orice kit după cum am văzut eu,
Toate au tot câte 10 ml și următoarele două sunt cele de aici, care arată cam așa. Asta este un roz super bombonicios, iar ăsta este un vișiniu. După ce ați aplicat oja pe unghie, după ce ați aplicat culoarea, la fel în lampă, eu folosesc două straturi. Acum depinde de cât de opacă vreți să fie culoarea sau cât de gros vreți să fie stratul sau consistența ojei. Poate să fie o ojă groasă și poate să fie necesar doar un singur strat sau poate să fie o ojă destul de subțirică și transparentă, cum vor fi cele pe care vi le voi arăta imediat, și să necesite chiar 3 straturi. Ce am mai învățat eu este că în momentul în care vă aplicați baza, trebuie luat foarte, foarte puțin pe pensulă, pentru că altfel ea se va strânge în jurul cuticulei, se va duce spre cuticulă dacă este o cantitate foarte mare, și la fel trebuie aplicată și în cazul ojei semi-permanente. Acum la început vă dați seama că mi este puțin mai greu, încă nu am dexteritatea aceea de a mă mișca bine și de a mă mișca și repede și să fac totul uniform și foarte bine. Îmi ating câteodată cuticulele, chiar așa cum am atins cuticulele de două ori și chiar eram speriată și începusem să citesc pe Google să caut ce se întâmplă când ți-ai atins cuticula cu ojă semi. Nu este nimic grav, dar există posibilitatea, în mai majoritatea cazurilor, să scrape oja sau să se desprindă mai repede. Bun, după ce ați aplicat la fel oja, după cum ziceam, la final veniți cu top coat-ul acesta pe care vi l-am arătat sau top coat no make, dacă vreți să aveți la final o unghie mată. Mie, sincer, îmi plac mai mult unghiile mate decât cele lucioase. Am să vă arăt acum și unghiuțele mele cum arată. Cam așa arată unghiuțele făcute de mine. Vedeți că mi-au crescut și foarte mult. Oja ce am aplicat-o pentru unghi este oja ce mi-am cumpărat-o eu separat și este oja aceasta. Sper că îmi pune focus. Este un alb cu, mă rog, irizații roz, după cum se vede și pe unghia mea. Se vede foarte frumos afară. După ce ați aplicat și top coat-ul, ceea ce fac eu este din nou să-mi aplic acest nail prep, adică să-mi curăț unghia, și cam ăsta este pasul final. Și ceea ce mai fac eu, bineînțeles, este să-mi aplic un ulei de unghi. Eu am uleiul acesta pe care l-am primit într-o cutiuță Glossy Box, dar puteți să vă luați și să aplicați absolut orice ulei de cuticule vreți voi. Eu, după ce îmi dau, asta am făcut după ce mi-am dat oja jos, oja aplicată de prietena mea, de obicei mi-am dat seara oja jos, iar a doua zi mi-am făcut eu singură unghiuțele. După ce mi-am dat oja jos, m-am spălat pe mâini, mi-am aplicat un tratament care se lasă peste noapte. Este vorba despre tratamentul acesta de la Oriflame. Ups. Arată cam așa sticluța. Eu nu vi-l recomand neapărat pe acesta, dar pe ăsta vi-l arăt pentru că pe ăsta îl am. Și după ce mi-am aplicat tratamentul, am aplicat puțin din uleiul acesta peste cuticule și l-am lăsat peste noapte, iar a doua zi de dimineață le-am îndepărtat cu acetonă normală, după care am început toți pașii pe care vi-am spus mai devreme. Și cam asta este tot ce vă trebuie pentru aplicarea ojei semi. Și ce nu v-am arătat eu sunt aceste, cum se cheamă, este tifonă, zice eu, am să scot de aici unul, care vine într-o punguță și vine tot la kit. Arată cam așa. De ce nu este recomandat să vă faceți cu disc, să vă ștergeți unghiile cu discuri de machiante sau cu vată? Pentru că rămân fricelele alea pe unghie și în momentul în care se aplice oja se vor vedea. Eu am tifonul ăsta, sunt în set, cred că se vede cum este. Este un material, efectiv, un material. Se poate tăia pentru că el este destul de măricel. Uite cam așa arată. Eu îl tai chiar și în 6. Și în 6 bucățele și îndepărtez, folosesc pe unghie. Asta vine tot la kit, sunt 100 de chestii de genul ăsta, dar puteți să le cumpărați pe toate separat. Cam asta este tot pentru
oja semi-permanentă, iar în momentul în care vreți să îndepărtați oja semi-permanentă, sunt două variante. Prima variantă este îndepărtarea ojei, asta vă zic în funcție de ceea ce am văzut și eu pe YouTube, pentru că nu am încercat, dar eu acum vă arăt așa ce mi-am luat și ceea ce am făcut eu. Voi, bineînțeles, puteți să găsiți pe YouTube foarte multe informații de unde puteți învăța o grămadă de lucruri. După cum ziceam, primul pas este să îndepărtați puțin cu bufferul, să luați luciul ojei, după care cu pira electrică. Asta am înțeles că ar fi mult mai ok pasul ăsta decât îndepărtarea cu gelul acesta, cu acetona asta pe care o primești în kit. Cum se folosește chestia asta? Se pune pe o dischetă din aceea de care v-am arătat, se pune pe unghie, după care se înfășoară în staniol și ei spun că trebuie să aștepți 15 secunde. 15 minute, îmi cer scuze. Ideea este că eu am așteptat data trecută 15 minute și mi s-a părut mult prea mult pentru că mi-au uscat foarte tare cuticulele și chiar pielea degetelor. Așa că data viitoare am zis că am să aștept doar 5 minute. Ideea este că gelul ăsta, removerul ăsta este foarte bun pentru că după ce ai așteptat cele 5 minute în cazul meu, voi puteți aștepta 10, 15, poate este în funcție și de ceea ce ai pe unghie, câte straturi ai. După ce au trecut minutele, dați staniolul jos și cu spatula aceasta doar îndepărtați în felul ăsta așa oja și ea oricum o să cadă. Eu data trecută v-am zis, am stat 15 minute și în momentul în care am dat staniolul jos, efectiv oja a sărit de pe unghii, deci o dădeam cu unghia jos, n-a trebuit să mai folosesc nimic. De asta m-am gândit eu că probabil am stat prea mult. Dacă nu folosiți gelul ăsta remover, puteți să folosiți pila. Eu încă nu am pila, unul la mână și doi la mână, încă nu prea știu cum să o folosesc atât de bine, dar în momentul în care va veni, bineînțeles că am să încep să exersez pentru că vreau să învăț. După care, ce altceva puteți să vă mai cumpărați voi? Sunt pensule de genul ăsta cu care puteți trasa diverse linii, cum am tras și eu liniile ăștia de aici, de zici că sunt barosane. Sau trebuia să mai am aici ceva și văd că nu am. Era un capăt din acela metalic cu care îți faci, cu care îți faci puncte pe unghii. Uite, la asta mă refer. Asta se pune în focus. Ia uitați-l. Ăsta este, care a venit o la set. Eu setul ăsta l-am cumpărat de pe eBay. Puteți să-l cumpărați și voi de oriunde, dar nu este neapărat necesar. După care mi-am mai cumpărat tot două oje, tot de la Miley Gel. Nuanțele astea două, asta este nuanța pe care o am acum pe unghie, vedeți că se vede și asta este un roșu foarte, foarte aprins cu care mi-am făcut liniile de pe unghie și mi-am făcut niște punctulețe la picioare pentru că mi-am făcut și pedicura, căci nu se putea altfel, acolo oricum o să stea o lună de acum înainte. După care mi-am mai cumpărat niște chestii de genul ăsta, nu știu cum se cheamă, accesorii pentru unghii, probabil spune-le aici, le lipești pe unghie. Eu am lipit în zona asta câteva, dar aici mi-a căzut una. Așa, și ce îmi place mie cel mai mult sunt stickerele de unghii. Am o grămadă în coș. Momentan mi-am cumpărat de pe eBay câteva și am să vi le arăt imediat. Mi-am cumpărat așa, stickerele astea cu frunză. Ele se ia direct de aici, se decupează, se ia cu o pensetă, se pune pe unghie, se pune top coat peste, pui la lampă și asta e tot. După care mi-am cumpărat așa niște stickere pentru Valentine's Day sau Dragobete. Alte stickere tot în direcția de Dragobete sunt astea. Pentru primăvară, stickere cu floarea soarelui. Tot pentru primăvară, stickere cu alte flori. Văd că ăștia se pun în apă, cred. Oricum, pe spatele fiecărui produs arată și instrucțiunile. Deci dacă nu are nimic pe spate, înseamnă că se lipește direct pe unghie. Și dacă are așa instrucțiuni, urmăriți instrucțiunile. Și ultimul este, sunt inimioarele astea multe negre, care îmi plac foarte, foarte mult. Și cam asta este ceea ce mi-am cumpărat momentan. Am găsit foarte multe, am găsit și pe Shein o grămadă și abia aștept să le cumpăr. Și mi-am mai cumpărat încă 4 oje semi de la Kani, așa se cheamă firma. Sunt niște oje destul de ieftine. Ideea este că sunt într-o cantitate destul de micuță. Adică, zic mie de cât au, stai să vedem, 8 ml. Dar pe lângă astea care au 10, pare
Ia uite, o diferență majoră. Și oja asta are o, este cam transparentă și necesită ori două straturi destul de grosuțe, ori chiar trei straturi. Mi-am luat nuanțele acestea. Asta e nuanța pe care am folosit-o aseară pentru pedicură. Este un mov, dar este un mov cu sclipici. Am să încerc să și deschid, să vedem dacă puteți vedea. Uite, cam așa arată. Sper că puteți vedea acolo. Așa. Am folosit trei straturi pentru că era destul de transparentă. După care sunt niște sticluțe din plastic. Mi-am luat portocaliul ăsta care arată foarte drăguț și este foarte drăguț. Uite că pe celelalte nu vi le-am deschis să vi le arăt, dar probabil data viitoare. După care mi-am luat aici nuanța asta care este un portocaliu deschis. Se vede cam albicios la cameră. Poate în viitor o să facem și un videoclip în care să vă arăt cum fac eu unghiile cu ojă semi, dacă sunteți interesați, iar ultimul este tot un portocaliu. Să știți că este o diferență foarte mare între nuanța care este pusă aici pe sticluță și nuanța din tub. Deja eu am văzut diferență la toate. Uite, cam așa arată. Da, să pun un focus pe ea și nu pe mine, să puteți vedea. Cam în felul ăsta. Sunt drăguțe, dar la oja asta îmi place pensula, pentru că fiind un tubulez mic, recipient mic și pensula este micuță, și la ăștia îmi place nuanța și consistența ojei semi-permanent. Și cam asta este tot ce am eu și probabil tot ce aveți și voi nevoie pentru a vă apuca de aplicarea ojei semi-permanente pe unghiuțele voastre acasă. Eu sunt foarte bucuroasă că mi-am cumpărat kitul ăsta și sincer, în mod normal ar trebui să las cam 3 săptămâni unghiile ca să-mi crească, dar cred că 2 săptămâni maxim o să le las, o săptămână jumate, 2, pentru că abia aștept să le șterg, să fac alt model și să învăț și tot felul de lucruri de genul ăsta. Astea sunt toate produsele pe care le-am eu, sigur o să-mi cumpăr mult mai multe, vreau să am mai multe nuanțe. În momentul în care știți că eu am foarte multe oje normale și o să mai fie dăți în care am să folosesc și oja normală pentru că nu vreau să le arunc, dar îmi place mult oja semi pentru aspectul pe care ți-l lasă pe unghie și pentru că așa o să-mi crească și mie unghiile mult mai mari pentru că nu se vor mai rupe. Asta este tot ce mi-am cumpărat eu. Dacă vă place și dacă aveți și voi sau dacă aveți orice întrebare, scrieți-mi în comentarii iar eu am să vă răspund. Ăsta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, arătați-mi asta printr-un like, nu uitați să vă abonați canalului și să apăsați pe clopoțel pentru a fi mereu notificați în momentul în care eu postez un videoclip nou, iar noi ne revedem în curând în următorul videoclip.